Seara bună tuturor! Începe trenul de noapte cu Bubanu și Pali aici la RNTV. Bună seara, bună seara! Singur acasă, nimeni la mansardă! Okay. Nu e invitație. La mansardă, atenție, cu ghilimele, adică aici. Da? O să vedem noi de ce două știri au format această temă din seara asta. Vorbim pentru început despre fotbal, despre o victorie frumoasă, FC Petrolul Ploiești, în trofeul Ilie Oană, zpl.ro. Avem fel de fel de evenimente în cadrul centenarului Petrolul Ploiești. A fost, de fapt, o serie de evenimente care a deschis aceste turnee, practic, au fost o serie de evenimente care au deschis. Pe Ilie Oană, foarte frumos, pe stadion. Butaj de viță de vie în valoare de aproximativ 10.000 de euro furați din Valea Călugărească. Din ciclu, ce mai fură românul? Nu mă gândeam că se fură butași de vie, da. Republicanews.ro. Vrăjitoare din Prahova și Galați, atenție. Uite, ne-am înfrățit și aici, vezi, nu doar la fotbal. Vrăjitoare la plural, adică nu e la singular. O vrăjitoare din Prahova și Galați. Nu, o vrăjitoare, două vrăjitoare. Dar de ce nu sunt ghilimele la vrăjitoare? Pentru că dacă nu pui ghilimele... Așa. Înseamnă că fetele astea n-au cum să fie cercetate pentru înșelăciune. Păi, sunt cercetate pentru șarcele, se mai vede și chestia asta, pentru că ele, pretizându-se vrăjitoare, au zis că fac niște vrăji și nu le-au făcut, dar banii i-au luat. Deci cum tu ești constructor, de exemplu, zici, ești constructor, da? Da. Fără ghilimele. Ești constructor. Pretinzi că faci o casă și nu o faci. Iei banii, dar nu o faci. Cam asta e, știi? Păi și ăștia nu se pretind politicieni și spun că fac lucruri și nu fac. Ba da! Dar tot le spune lumea politicieni. Și fără ghilimele. Și fără ghilimele. Păi da, și aici e bine fără ghilimele. E bine? Okay. Păi e bine. Sunt vrăjitoare, ele zic că fac ceva, dar nu fac. Iau doar banii. Da. Păi, și e caz rar ăsta. Eu nu înțeleg. Adică o lume în care există vrăjitoarele cum existăm noi, așa, oamenii normali, să mergem la piață, să... Bubanul cu copiii se ducă la, nu știu ce, la munte într-un weekend. Astea sunt lucruri normale. Să vă uitați la televizor, să venim la un loc de muncă, uite cum este aici la RNTV, da? Să ne vedem seara. Deci astea sunt lucruri normale. Așa sunt și vrăjitoarele printre noi. Deci ele există și sunt tolerate de legi, dar ele sunt pe pământ doar ca să-i păcălească pe alții. Da, bine. Și cum îți explici că... Totuși stau bine mersi pe lumea asta. Cu titlul ăsta de vrăjitoare. Da. Este evident că e prosteală. Că nu e nimic adevărat acolo. Eu aș mai cerceta și pe ăștia care au 100.000 de euro la dispoziție să le dea ăstora. Lasă-l pe ăla. Nu, că nu, cum să lasă? Păi nu, dar atunci dacă zici că e cercetat și pe aia, le mai iei un pic din cârca vrăjitoarelor aia, presiune. Nu știu, la nivel de ANAF, eu aș face într-un fel să... poți justifica anume avere funcție de un IQ pe care să-l dovedești aici. Aș face un cap legal. Dacă zici că trebuie să ia miliția și pe aia la puricat, la nu știu ce, ți-am zis, le mai iei din cârcă presiuni. Presiunea o mai iei din cârca vrăjitoarelor. Și aici trebuie să punem presiune mare. Asta e ideea. Cum există ele pe lume fără să fie trase la răspundere? Este evident că ele, singura lor menire pe lume este să-i păcălească pe fraieri. Deci cum îți explici că legea nu le arde, ca să zicem așa? Ăia înainte le ardeau pe rug. Da, bine. Da? Legea acum, eu nu înțeleg cum tolerează așa ceva. Păi, dar legea nu tolerează, ca dovadă, uite. Păi nu că, ba tolerează, păi doar astea, dar sunt alte mii de fete vrăjitoare care n-au nicio problemă și există pe pământul ăsta. Păi da, dacă n-ar fi fraierii care să le bage în buzunar, sute de mii de euro? Stai puțin, că vorbim de altceva. Tocmai am zis. Da. Cum tolerează legea ca astea să păcălească niște fraieri? Am spus asta. Nu că dacă n-ar fi fraieri. Nu mă interesează. Legea. Unde e legea? Fraierii că ar fi, că n-ar fi, e altă discuție. Nu mă sper ce fraierii ca noi. Eu cunosc personal oameni cu care am mai stat de vorbă, că așa mai discutăm în emisiune. Noi cunoaștem și academicieni și băieți care au mai... făcut necazul la viață, cunoaște de toate câte puțin. Și cineva spunea că el nu doarme bine. Că? El nu doarme bine, persoana aia. Așa. Dacă viața îi scoate în față un fraier, citezi în memorie relativ așa, și nu arde. Bun, dar asta nu are legătură cu faza cu legea. Ce legătură are asta că ăla nu doarme bine dacă nu-l arde pe fraier cu treaba că legea nu-i arde pe ei? Ce legătură are?
Deci pe ce zici mie? Că, care-i legătura? Că nu înțeleg. Există fraier pe lume? Da. Dar legea unde e? Există sau nu există? Aici e discuția. Există, uite, astea sunt cercetate. Probabil cineva a făcut plângere. Doar astea poate sunt cercetate în cazul ăsta, dar trebuie cercetate toate. Ai ideea. Că toate se bazează pe înșelăciune, nu pe altceva. Ia zboară, mă. Zboară, mă, cum zicea. Este o chestie logică. Știi? Simplă. Da. Hai să vedem. Vrăjitoare din Prahova și Galați, ia fie cât am stat doar pe titlu. Și noi acum prezentam titlul. Da. Cercetate pentru înșelăciune. Ar fi încasat aproape 100.000 de euro ca să deslege farmece. Ba, ok. Ok, actualitatea provoană. Republica News.ro, sclavia, pedofilia și traficul de persoane și de minori vor fi sancționate în mod obligatoriu cu închisoare cu executare. A, uite legea, vezi? Ne-am ce trezit, frumos, avem lege. Ne-am trezit, stai, da. Bă, și până acum ce? Voi vă dați bani că îi băgați la pușcărie pe nemernici? Da. Și până acum? Până acum nu. Până da. Acum trebuia să intrați voi la pușcărie, care nu i-ați băgat ăștia, care nu i-ați băgat pe nemernici, trebuia să intrați voi la pușcărie, să stați acolo, să le țineți patul cald, până când vă dă până cap să îi băgați la pușcărie. Da. Uite, apropo de trafic, eu aș fi adăugat aici și traficul de droguri. Las. De ce? Păi, asta cu drogul e consumul cel puțin și ca să ai consumul îți trebuie și trafic. Da? Consumul este încurajat de sistem. Deci, ha. Ai. Studiu, consumul zilnic de marihuana, iată, este mai frecvent decât consumul zilnic de alcool în Statele Unite. O fi mai scump. Ce să zic? Alcool? Da, o fi. Am bani. Ha? Casa din celebrul film Singur acasă, asta e din Republica News cu consumul zilnic de marihuana, da. Da, mai prezent decât consumul de alcool. Casa din celebrul film Singur acasă este acum pe piață. Dorești să afli cât costă locuința familiei lui Kevin McAllister? Ne întreabă cei de la Republica News. Dorim, da. Deși nu o permitem, așa de curiozitate. Dorim, da, unul dintre cele mai tari filme de comedie. Da. Făcute vreodată, Singur acasă. 1 și 2, un pic, da. Dar în special 1, prima parte. Și hai să le luăm pe rând, colegul, da. Deci de aici am combinat noi tema Singura acasă, nimeni la mansardă. Nimeni la mansardă, ăla care dă 100.000 de euro la vrăjitoare, vă dați seama că are mansarda goală. Oh. Deci nu e nimic sus la el acolo. Poți, da? Te muzi direct. Ok, iar asta cu Singura acasă s-a și pupat bine, că o să vedem că e scoasă din nou la vânzare casă. Poate câștigă la loto, colegul, și ne luăm casa aia. Da. O? Ce zici? Te apuci de vrăși. Mai repede decât să câștigi la loto. Ok. Da. Fotbal, victorie pentru FC Petrolul Ploiești în trofeul Ilie Oană, scrie zepele.ro. FC Argeș și Pitești și FC Petrolul Ploiești au fost marile câștigătoare ale primei ediții a trofeului Ilie Oană, competiție rezervată juniorilor sub 12 ani, piteștenii triumfând în faza națională a întrecerii. Deci bine, a fost o singură competiție împărțită în două, în două, da. Practic, da? Faza națională și faza județeană, iată, pe care lupișorii au câștigat-o în finala cu 2-1 pe tabelă la urmă în fața celor de la FCU 1948 Craiova. Da? S-au impus, 2-1 pentru Argeș. Au bătut argeșenii, da? Și Petrolul cu 2-0, pardon, cu școala de fotbal AC Toader Ploiești, dacă m-am uitat eu strâmb aici. Da. Bronzul, se scrie aici de remarcat, și bronzul obținut de către petroliști în faza națională. Bine, acum, cred că bronzul contează mai mult într-o fază națională, locul 3, decât primul loc în faza județeană. Da, corect. Și oricum, la națională am avut parte de echipe grele. Da, uite, la capătul unui meci dramatic, rapid, decis doar după loviturile de departajare. La festivitatea de premiere, distințiile individuale, medaliile, cupele și diplomele au fost acordate de către Mircea Dridea, Eduard Iuhas, Gheorghe Liliac, Haralambie Ion, Daniel Chiriță și Claudiu Tudor. Da, nume cu rezonanță, toate în istoria, da, echipei, în istoria recentă și mai puțin recentă a echipei noastre. Da? Minunat, ca și copil, să, da, joci pe Ilie Oană, pe gazonul stadionului Ilie Oană, da, să joci. Pe Ilie Oană, gazonul prea mai avem, și, da, pe Ilie Oană. Și cu public în iarba aia, cât mai e așa la Ilie Oană, și după aia să fii premiat și de oameni ăștia. Da, foarte mare, frumos, mare lucru. Hai să vedem cum arată clasamentul pe faza județeană a competiției, câștigată, cum a spus, de Lupișorii Galbeni. Pe primul loc, Petrolul Ploiești, pe locul 2, școala de fotbal AC Toader din Ploiești, pe locul 3, MX Pro Academy din Ploiești, pe 4, ACS Hagianu Mircea Junior din Câmpina, pe 5, Petrosport Ploiești, pe 6,
Petrolul 95 Ploiești, pe 7 CSM Ploiești și pe 8 Tricolorul Breaza. Lotul petrolului în faza asta județeană, pentru că trebuie să spunem, petrolul a folosit două garnituri. Da, înseamnă de unde, ceea ce da? E bine. Odată în faza județeană și petrolul a jucat cu alții fotbaliști în faza națională. Lotul pe faza județeană, Iani Strifu, Andrei Vasile, Alexandru Ionescu, Iani Zevedei, Mario Cheșcheș, Dragoș Dobroiu, Nicola Stan, Mihai Ene și Radu Bordei. Îi spunem aici în emisiune pentru că s-ar putea, da? S-ar putea ca unele din numele astea să le mai auzim când vor crește și la nivel de la de probabil undeva în 6-7 ani. Da, numele astea vor însemna mult pentru noi ploieștenii, da? La faza națională am pierdut în semifinală, da, în faza celor de la FC Argeș cu scorul de 3-1 pentru ei. Da. Da, și în cealaltă semifinală Rapid București FCU 1948 Craiova 0-2. 0-2. Tot diferența de două goluri. Finala pentru locurile 3-4, așadar Petrolul FC Petrolul cu Rapid București 1-1 și 3-2 după loviturile de departajare. La loviturile de departajare au transformat David Sima, Vlad Milu și Vlad Popa de la Petrolul. Lotul echipei FC Petrolul aici pe faza națională: Mădălin Radu, Ianis Dogaru, Vlad Milu, Carol Dumitrache, Claudiu Năstase, David Enache, Filip, aici e Filip doar așa, Filip și Cerbu, cum ziceau ăia de la Phoenix, avea o melodie, da? Sergiu Dinu, Luca Studor, Aian Stoica, Antonio Copilu, Denis Andreescu, Alexandru Vizireanu, Vlad Popa și David Sima. Finala pentru... Finala mare, da? FC Argeș, FCU, 1948 Craiova, 2-1. Câștigă Argeșul faza națională. Da, s-au acordat și premii individuale, cum ar fi la faza județeană Gorghetă, Relic Lungu de la Emis Pro Academy, cel mai bun portar Iani Strifu de la Petrolul și cel mai tehnic jucător al turneului Adi Moraru, tot de la Petrolul. O să observăm noi la premiile individuale, astea pe care vi le-am spus sunt, au fost acordate în faza județeană, observăm că Petrolul a luat cele mai multe premii individuale, da, jucători de la Petrolul Ploiești. În faza națională, golgheter, Denis Andreescu, iată, FC Petrolul, cel mai bun portar, tot de la Petrolul, Mădălin Radu, și cel mai tehnic jucător, Justin Ispas, de la FC Argeș. Vedem și o poză cu cei mici. Lupișorii. Da, ai spus că ai văzut steagurile pe acolo și în poză. Și medaliații cu bronz, mă gândesc. Intuim că este lotul din faza națională, da, a Petrolului. Bravo, am prezentat orabil pentru prima ediție a acestui turneu, care sperăm să meargă mai departe și în anii ce urmează. Văd echipamente noi nouțe, frumoase, adică le-am prezentat bine. Foarte, foarte frumos. Da. Dar și cromatic, așa e, arată bine, arată bine, da? Da. Arată bine, uite, galbenul ăla care trebuie, albastru e cel care trebuie. Da. Doar că, uite, la Naționala României, nu știu de unde naiba au galbenul ăla. Da, e un galben. E un galben, e un galben între maro, și banană de-aia stricată. Maro, portocaliu, galben. Da, da? Uite, ăsta e galbenul care trebuie să fie, galben. Nu știu, da, e sursa lor de galben. Am eu pe cineva, știi, care... ok, da. E o lume fantastică asta a fotbalului. Țin minte că tata mi-a spus, aveam și eu. Trăgeau din două părți de mine. Într-o parte trăgea mama cu școala, să mă țin de școală. Dintr-o parte trăgea tata să mă țin de fotbal. Și tata mi-a adus, recunosc, argumente mult mai viabile. Nu știu, mai dulce așa. Da? Azi, ține-te de fotbal pentru că vei avea parte. Și mi-a zis, nu în ordine asta neapărat, vei avea parte de glorie, bani și femei. Ba, așa mi-a zis. Da. Și aveam 8 ani, ceva de genul ăsta. Da? Am înțeles perfect ce vrea să spună, dar la un nivel înalt nu poți face și aia și aia. Și din păcate am ales școală. Da, după ce am încercat eu să le duc pe amândouă, așa, dar nu se putea. Butași de viță de vie în valoare de aproximativ 10.000 de euro furați din Valea Călugărească. Iată-l. Bă, fură butași ăștia. Marți dimineață, polițiștii din cadrul secției rurale de poliție Valea Călugărească au efectuat o percheziție domiciliară în comuna Valea Călugărească, într-un caz penal privind săvârșirea infracțiunii de furt. Conform anchetei, în perioada aprilie-mai, deci omul nu s-a dus într-o noapte și l-a lăsat pe ăla săracul fără butași. Persoana bănuită ar fi sustras butaș de viță de vie în valoare de aproximativ 10.000 de euro. Mă, o să foarte scumpi ăștia, ori a furat ăsta foarte mult. Că... Da. Mi se pare mare suma. Da. Da. În urma percheziției, o persoană a fost condusă la sediul poliției pentru audieri în vederea continuării cercetărilor. Se mai spune, vedem și două poze din care noi n-am înțeles mare lucru, dacă reușiți voi
Da, noi mai vedem ceva pe acolo, nu știu, niște frunze, la, a ciufulit ăla butașii ăia până să-i scoată din pământ, până am, uite, a mai rămas ceva pe acolo. Ăsta e locul în care a furat, înseamnă că se poate scump. Nu știu, deci observăm că e poliția română, scrie acolo, antetul, da? Frumos. Înseamnă că este foarte scump. Da. 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 Da, cred că sunt sporturi pe care le practicăm de pe vremea dacilor. Furatul de butași. Butași, tot că le-a dat la fura vie, nu mai putea cu ei. Așa. Bă, hai mă, mai bate și eu cu romanii ăștia care tot stai, bre, așa, da, da, da. Bun, vrăjitori, vrăjitoare, vrăjitori pe toate posturile TV perioada asta până pe 9 iunie. Da. Eu m-am cam, mi s-a cam luat, da? Vrăjitoare, mai puțin avem ocazia să vedem. Da, vorbim noi acum despre ele. Dar și când are ocazia să vadă sau să simtă prezența unei vrăjitoare cineva, atunci se duce de-a dura. Uite, că cineva a dat 100.000 de euro, cum a simțit prezența unei vrăjitoare, să aibă contact cu ea, cum a scăpat de 100.000 de euro? Da, dacă un singur om a dat bani ăștia, mai mulți, vedem, ăsta e prezidiciu. Estimat, că nu cred că e vorba de... Cred că un singur om, o să vedem în articol. Procurorii și polițiștii din satul mare... Dar fii atent, vrăjitoare din Prahova și Galați. Da. Reținem, da? Asta e în titlu. Știrea începe cu polițiști și procurori din satul mare. Probabil din zona provine... Păgubitul. Păgubitul. Da. Da, cercetează un caz de înșelăciune în urma unei reclamații primite în octombrie, care ar viza, așa zise, clar văzătoare din Prahova și Galați. Au zis astea fetele, bă, ne-am învățit la fotbal, cu ea de la Oțelul, da. Este mai fraier. Hai. Așa, suspectele pretindeau în fața clienților. Bine, acum în fața clienților... Pe online, mă online gândesc. Sau... Sau nu știu. Da? Dar uite, cred că online. Că le pot rezolva aceste probleme, încă n-am vorbit de, vedem și problemele, de la distanță. Uite, dar atunci nu mai zici în fața clienților. Da. O mai spui asta, că în fața clienților când zici, te gândești și tu că stăteau cum stăm noi așa și să ne întoarcem să stăm față în față. Mă rog. Povestea folosită le-ar fi adus în câteva luni venituri de aproximativ 100.000 de euro. Easy money. Da. Dosarul de înșelăciune a fost deschis după ce o persoană are o persoană. Da, o deci, persoană. Atenție, una a dat 100.000 de euro. Da? A reclamat la poliție că în cursul lunii octombrie 2023 a fost indusă în eroare. Păi ia să vedem cum a fost ăsta sau asta, că e o persoană, nu știu ce e, femeie sau bărbat. Cum a fost ea indusă în eroare? De către o persoană identificată pe internet. Deci, bă, odată să te lași dus în eroare de cineva pe internet înseamnă că ai potențial de tâmpit mare de tot. Ești prost făcut grămadă, frate, da? Care avea pagina cu numele Măicuța Beatrice. Deci persoana de asta... Încredere, mi se pare de încredere, numai după nume. Exact, persoana asta din satul mare s-a lăsat indusă în eroare în așa fel încât să dea 100.000 de euro de cineva de pe net care avea o pagină Măicuța Beatrice. Da? Și care afirma, da, Măicuța Beatrice, că poate ajuta persoanele în orice problemă de viață. Mă mir că l-a spus și de moarte. Acolo cine poate ajuta, da. Dar să spună, bă, deci tu nu fii prost. Te ajut acum. Uite, te costă 100.000 de euro. Te ajut acum cu orice problemă de viață. Bă, dar eu te pot ajuta și cu orice problemă de moarte. După ce mori, te ajut. Dar nu mai dai 100.000 de euro, dai 1.000.000. Corect. Vezi? Uite, hai să ne facem noi vrăjitoare, mă, cu d-astea, mă. Dacă, tot ne, dacă legea le lasă pe astea pe lume, pe noi de ce n-ar lua? Ție cum să spună, Măicuțul... Nu, mie îmi place, mă, Măicuța Beatrice. Deci, pentru mine e foarte tare. N-ai? Eu aș da 100.000 de euro dacă i-aș avea. Nu i-aș cere nimic. Doar pentru nume. Măicuța Beatrice. Păi da, după aia vezi că tot la cererea ta te ia ANAF-ul. De unde ai 100.000 de euro? Da. Ca să dai tu așa doar pentru aici nume. De acord. Pentru că... Da. Dezlegare, deci pe lângă ajutor în orice probleme de viață, dezlegare de farmece, vindecare alcoolici și alte aspecte. Adică orice, ce să mai... Da? Pentru că păgubitul... Pentru că, atenție! Da, pentru că... Deci asta e chestia, pentru că păgubitul avea probleme cu persoana acasă, dacă nu... Deci dacă nu se întâmpla chestia asta, nu era nicio problemă, știi, să, na, nu se mai ducea el la... Nu se mai ducea la Beatrice, la Măicuța Beatrice, da? Bă, dar stai puțin, că și mulți oameni au probleme acasă. Da. Mulți se despart în urma acestor probleme. Fiecare își vede de drum și așa mai departe. Ăsta a ales să se ducă la vrăjitoare. Da. Bine, îi zicem ăsta.
s-ar putea să fie femeie, totuși. Habar n-am. Bine, că și polițiștii spun păgubitul și nu păgubita. Pentru că păgubitul ar avea probleme cu persoana cu care conviețuiește, a contactat persoana din anunț și a ajuns să-i dea în schimbul ajutorului promis suma de aproximativ 87.600 de euro. Adică vreo 80.000 de euro și 38.000 de lei. Da, bă. Am și eu niște probleme cu asta a mea acasă, bă. Băi, nu ne mai înțelege, nu știu ce se să fac cu ea. Se duc la terapie de cuplu, că și ea nici ea nu-ți departe. Și ți-a și ăla. Știi? Așa mai bine. Păi da, dar ăla ți-a bani să încerce să te ajute. Ăștia... Păi și femeia să încerce să-ți bagi bețe. Nu, vrăjitoarea știe sigur că nu te va ajuta, pentru că ea știe că e înșelăciune. Deci ea știe că e prosteală. Ăla care e la terapie de cuplu, el știe că a făcut o școală, că a învățat, că muncește acolo cu tine în încercarea de a te ajuta. Astea știu exact, astea stai să ce râd în sinea lor când vine un prost să le dea 100.000 de euro. Și ele zic că o să-l ajute în orice problemă de viață. Păi, vrăjitoarea știe că nu-l ajută cu nimic pe ăla. E limpede. Bun, îl ajută să scape de bani. În perioada 6 noiembrie 2023, 8 martie 2024, după cum relatează deci presa din satul asta i-a remis sumele de bani. Exact. Și a stat și a cerut ajutor vrăjitoarelor pentru că nu se înțelegea cu persoana cu care conviețuiești. Mai că nu dezvolți și frustrare, că știi că îi dai bani lui Beatrice. Vii acasă, te aștepți ca să o găsești pe aia un pic mai îmbunată. Aia tu cu dreași pe aia acasă, un chem de scandal, cu parcă ce... Zic, bă, o fi ajuns banii, nu e ființa lui Beatrice, o fi problema la bancă. Zic, sunt la bancă, sunt la bancă, da, doamne, da, i-am dat lui Beatrice niște bani, așa. O săptămână, două, trei, dar ăsta fii atent, că a făcut chestia asta din noiembrie până în martie, adică 4 luni. 4 luni de zile, da. Și eu vin acasă și asta tot cu dreași pe aia, pe... ceva se întâmplă. Bun. Poate cine știe, că după ce a dat bani lui Beatrice, aia nici nu mai era pe acasă. Era acasă la altul. Okay. Ți-a zis că o potoresc? Da. Hai să... E pauză, da. Facem o pauză și revenim. Bun găsit din nou, suntem la Trei de Noapte, Bubanu și Pali, un caz interesant, așa, de bine și haios. Noi luăm că Trei de Noapte ne place să ne râdem, vorba aia, dar ne și enervăm. Cazul unui... nu știu, păgubit, să zicem păgubit, nu știm ce e femeie sau bărbat din satul ei, mare, care a dat o sumă uriașă, 100.000 de euro, bine, aici se spune, poliția spune 87.600 de euro în total, așa, dar probabil că a mai pus pe parcurs, da? Unor vrăjitoare ca să-i rezolve o problemă cu persoana cu care conviețuia, dar avea asta, nu se înțelegea cu jumătatea lui. Miercuri, Inspectoratul General al Poliției Române a furnizat noi detalii în urma perchezițiilor derulate în acest caz. Titlul sună așa: vrăjitoare din Prahova și Galați, cercetate pentru înșelăciune. Ar fi încasat aproape 100.000 de euro ca să dezlege farmece. Actualitatea prahoveană. Bun. Hai să vedem ce spune poliția. La data de 28 mai, anul curent, iată, foarte curând, da? Polițiștii la Serviciul de Investigații Criminale din Satu Mare, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Prahova și Galați, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Satu Mare, au pus în executare 4 mandate de percheziție, deci la 4, în municipiile Ploiești și Galați, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Percheziție domiciliară. Da. Asta este că te duci acasă la vrăjitoare, te sperii ce e acolo. De ce nu? Păi te duci la vrăjitoare, te sperii, nu? Nu, te sperii de bani, da, mă, și aur, aia, da, și chiciuri și de-alea, ce au astea. Da? Perioada... Bă, dar chiar așa, uite, vrăjitoare, de exemplu. Tu ai auzit de vrăjitoare românce? În România, că vorbim de România. Păi ce sunt tailandeze, ce sunt astea? Păi nu, sunt vrăjitoare dintr-o minoritate, minoritatea romă, sau cum se numește. Da, da, românce. Nu, lasă, de ce sânge, sunt? Da, de sânge, hai să zicem altfel. Tu ai auzit de vrăjitoare de sânge românesc și nu din altă specie? Udrea. Udrea. Nu, vorbesc serios acum. Deci nu, n-am auzit. Urfice. Dar de ce? Probabil că doar în sângele ăsta, în genul ăsta de ADN, există talentul ăsta, nu? Nu știu, apar n-am. Sunt chestii, uite, cum... Au și meserii dedicate respective. Ce meserii? Fac și eu, dacă vreau, fac un și sunt oameni care fac și ei ceaune. Nu numai ei. Faci, dar nu faci murfaci. Păi, dar nu, dar nu numai ei. Fac ceaune și alții. Dar bă, dar vrăjitoare chiar așa? Numai astea? Ok. Da. Ia-ți mai da, nume, da. Patru mandate de percheziție domiciliară, da?
În perioada octombrie 2023 mai anul curent, două persoane cercetate, domiciliate în județele Galați și Prahova, care s-ar fi prezentat în mediul online ca tămăduitoare și clar văzătoare, ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate efectuând ritualuri spirituale, dezlegări de farmece, vindecare energetică, citire în cărți de tarot și alte servicii, în schimbul unor sume de bani fiind acuzat de fiind cauzat un prejudiciu estimat la 95.000 de euro. Iată, crește suma. Da. În urma cercetărilor efectuate și a punerii în executare a mandatelor de percheziție, polițiștii au descoperit și ridicat 24.840 de euro. Păi avea acolo, cum avem noi... Casă. D-alea, zi... zi... Un fond de urgență să... Nu, lasă fondul, eu n-am fond de urgență, am de la zi, ziare de-alea, mă, de... A, oferte de la... Oferte de la supermarketuri. Aha. Deci cum am eu oferte de-alea de la supermarketuri, da? Așa, aveau și vrăjitoarele astea, de exemplu, una avea 24.840 de euro, puși acolo. 8.600 de lei, s-au mai ridicat 4 telefoane mobile, un laptop, o macetă, asta e, mai tai un o cap parte de broască, energetică, da. Mai tai un picior de găină neagră, da. Deci trebuie o macetă, da? Mai multe carduri bancare și obiecte folosite pentru inducerea în eroare a persoanelor vătămate. Respectiv cărți de tarot, obiecte de cult și așa mai departe. Vrăjel de alea. O femeie de 23 de ani din Galați, foarte tânără. Da, ucenică probabil. Da, a fost reținută pentru 24 de ore, după care prezentată instanței pentru luarea măsurilor legale, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale Prahova și Galați. Câte forțe s-au pus în mișcare, da, ca să prindă niște vrăjitoare. Ca să prindă vrăjitoare. Da. Da. Vrăjitoarele oricum l-au prins pe fraierul ăla și cât alții vor mai prinde. Buzunar, nu te obligă, nu te iau de la răscruce de drumuri să te ducă în... Și asta ce înseamnă? Dacă cabinet, zici că nu îți bagă mâna în buzunar, ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Da, multe infracțiuni sunt de nu-ți bagă mâna în buzunar, dar sunt trase la răspundere de lege. Ca așa e legea, da? Da. Deci ce înseamnă că nu-ți bagă mâna în buzunar? Nu înseamnă nimic. Astea sunt pe pământ ca să păcălească oameni. Singurul lor scop. În mod logic și firesc ar trebui rase de pe fața pământului legal. Adică nu, l-ai prins, l-ai băgat la pușcărie, l-ai prins, l-ai băgat la pușcărie. Cum faci cu alții care nu-ți bagă mâna în buzunar? Dar te păcălesc de te îndoai. Și iau banii, efectiv, că l-a pierdut 100.000 de euro. Dar nici nu-i garanția. Uite, o bași pe asta la pușcărie, apucă de face una, două de pușcărie, ăsta de-a dat 100.000 de euro după ce asta e pușcărie de două luni, constată că aia lui de acasă s-a potolit. Așa. Și dacă o fi tot mai datorită. Păi n-are cum. Păi eu știu. Nu, nu știi. Nu știi, păi, sigur că n-are cum. Nu există așa ceva. A avut delay la vrajă. Da, nu există. Este limpede că nu există. A, dacă mergem așa, păi o să ne ducem de-a dura. Dacă în 2024 mai credem în chestii de astea, sau cineva e capabil să creadă așa și să judecăm lucrurile și din punct de vedere legal așa, înseamnă că ne ducem de-a dura. Deci numai putem oricând să... Se poate întâmpla ceva rău cu noi oricând în următoarele minute. A, o minte care poate judeca așa, e clar, să creadă în vrăjitorii, în d-astea. Bă, te-ai mirat, da. Să vezi că sunt. Păi de asta zic că, dacă și la nivel de lege judecăm așa lucrurile, suntem gata. Da? Nu le ardem pe astea pe vrăjitoare, pentru că, da, bă, uite, la două zile s-a potolit aia. Dar e evident că sunt n-mii de motive pentru care s-a potolit aia, înaintea motivului că a ajutat o vrăjitoare. Asta e. Logic și frumos. Sclavia, pedofilia și traficul de persoane și de minori vor fi sancționate în mod obligatoriu cu închisoare, cu executare. Bravo. Și trebuie să aplaudăm noi acum, nu? La legii, da? Da. Hai și să spiritul, bineînțeles. Camera Deputaților a votat ca for decizional o inițiativă legislativă care prevede că toți cei condamnați pentru trafic de persoane, sclavie și pedofilie vor fi obligatoriu pedepsiți cu închisoare, fără posibilitatea suspendării. Deci vorbim despre cel mai nenorocit spectru al infracționalității. Nu cred că este ceva... Păi nu, să existe ceva mai rău decât... Da, există. Nu, există aia care chinuie oameni până se omoare. Sclavie. Nu, tortură. A, tortură? Da.
Nu, există, mai există. Oricum suntem la limita... Ca ființă are el un arsenal. Suntem la limita de sus. Da, a nemernicii. Sclavie, pedofilie, trafic de persoane. Da. Urâte, niște lucruri extreme de urâte. Da? Păi și până acum ăștia de ce nu... Nu știu. Au fost băgați la pușcărie obligatoriu, cum zic ei acum. În plus... În plus. Da, în plus, pedepsele pentru acest tip de infracțiuni se vor majora până la 15 ani de închisoare. Până la 15 ani. Deci îți dai seama, ăștia distrug niște vieți ale unor oameni, plus alte vieți pe lângă, da, familiei victimei și așa mai departe. Și ei acum se dau mari că le dau până la 15 ani de închisoare. Mă rog, e bine că s-a ajuns totuși la performanța asta. Jumătate dintre victimele traficului de persoane din România sunt copii, înfiorător. Însă doar 20% dintre traficanți ajung la închisoare. Restul de 80% cu ce se ocupă? Își fac treaba mai... Nu, știm cu ce se ocupă. Treaba lor e să facă trafic de persoane, sclavie, pedofilie și nu știu ce. Ăia, la alți 80%, se ocupă cu treaba asta și nu-ți băgați în pușcărie. România, se spune în articol, a fost somată chiar și de Statele Unite să rezolve situația traficului de persoane. Ba, acum nu ne... Mă, Vaticanul, dacă ne soma Vaticanul, sau Liechtensteinul, sau, nu știu, Luxemburgul... Malta. Malta, Cipru. Bă, da, Statele Unite. Hai, mă, da, ăștia, chiar și Statele ăștia Unite. Ăștia cu traficul de persoane, ne trag pe rând de urechi. Ok, da, mă rog. Studiu, consumul zilnic de marihuana este mai frecvent decât consumul zilnic de alcool în Statele Unite, așa s-a ajuns republicanews.ro. Un număr tot mai mare de americani raportează consumul zilnic. Păi cum adică raportează? Zic ei, unde se duc? E un oficiu de raportat a consumului de marihuana? Se duc acolo la finalul zilei și spun eu, Vasile, american, sau ce-o fie la acolo. Am consumat astăzi 2,5 kg de muguri de aia de marihuana. Bravo, dude. Semnează-i. Semnează acolo. Da, probabil, o fi. Cum? Raportează zilnic unde? Și aproape zilnic de marihuana, da? Raportează consumul zilnic și aproape zilnic. Da. Unii nu chiar în fiecare zi. Depășind acum ponderea celor care consumă alcool cu aceeași frecvență, conform unei noi analize. Bine, și ăla de... Acum nu știu consumul de alcool ce înseamnă, să bei un pahar cu vin, cum beau francezii, la masă, să bei o bere, să bei ce? Probabil cantități mai însemnate, nu cred că e, sau nu știu. Nu. Ia să vedem. Zilnic, deci zilnic. În 2022, aproximativ 18 milioane de persoane au consumat zilnic sau aproape zilnic marihuana, deci aproape România toată, cum ar veni. Da. În timp ce aproape 15 milioane de oameni au raportat același comportament pentru alcool, deci consumul zilnic. Da, cu 2 milioane, mai puțin ăștia alcooliștii. Bine, sărași. Sunt și aia care sunt probabil la intersecția celor două mulțimi. Păi da, care consumă și de aia și de aia. Da. Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când consumul zilnic de marihuana depășește consumul de alcool, conform unei analize publicate miercuri, bazate pe datele din sondajul național privind consumul de droguri și sănătate. Ok. Și voi acum, noi știm de aici, din trenul de noapte de la RNTV, care e cauza. Voi ăștia care faceți fel de fel de sondaje, deștepții lumii, nu e un clopoțel acolo în cap de vă bengăne? Nu ring the bell, nu sună? De ce? Da? În ultimii 30 de ani, consumul de marihuana a întrecut consumul de alcool. De ce? Pentru că este încurajat de sistem. E simplu. Vedem ce se întâmplă pe lângă noi. Da? Aici s-a vrut să se ajungă și s-a ajuns. E treaba clară ca lumina zilei. Analiștii au observat, au observat că deși un număr mult mai mare de oameni consumă alcool în comparație cu marihuana, consumul frecvent de alcool este mai rar. În 2022 consumul mediu de alcool a raportat de consumatorul, da? Consumatorul mediu de alcool a raportat că a băut între 4 și 5 zile pe parcursul lunii precedente. În timp ce utilizatorii de cannabis au raportat o medie de 15-16 zile. Oh, de trei ori mai mult. Bun. Analiza a constatat că din 92 și până în 2022, rata consumului zilnic sau aproape zilnic de marihuana a crescut de 15 ori. Okay. O fi mai ușor să duci cuiul la gură decât dita mai sticla. Eu ce zicea chelul. Da. Sticla să fi fost de fier, ce brand avea. Ce brand avea. Cercetările indică faptul că utilizatorii frecvenți sunt mai predispuși să devină dependenți de marihuana, a declarat Dr. David A. Gorlick, profesor de psihiatrie la Universitatea din Maryland School of Medicine, care nu a fost implicat în studiu. Stai că nu înțeleg. Da.
Ți-au spus asta la urmă? Ca deci și... a, el practic n-a fost implicat în studiu, da. Dar a zis, băi băieți, stați un pic, atenție cu ăștia. Da? Că ei spun că e drog recreațional, e încurajat de sistem, că nu e nicio problemă, dar totuși consumându-l cu asemenea frecvență, intervine dependența. Nu sunteți specialiști, mulți, din ce am citit, din ce m-am documentat, sunt specialiști pe afară, în România nu cred că avem așa ceva, care susțin că marihuana și consumul de marihuana în sine nu ar fi atât de dăunător pe termen lung. Problema pe care eu o văd aici e alta și cred că aici e principalul pericol. Consumul de marihuana deschide drumul către consumul de alte tâmpenii. Da? Pentru că e ca la bere. Dacă începi să bei bere de la 5 ani, de la 6 ani... Nu e ca la, nu e ca la bere. Ajungi și la alte alea. Da? Da? Dar și marihuana deschide drumul către alte nenorociri. Și asta e problema. Aici e un pic altfel, pentru că asta acționează direct în creier, păi, la alcoolul ăla săracul trece până ficat, până se luptă ficatul cu el, până ți ajunge la creier acolo, e mai altfel, știi? La asta e drumul foarte scurt, la consumul de droguri. Aici te-a luat imediat, nu mai discuții. Da, și identifici principalul pericol aici, în zona asta, da? Odată ce te apuci de marihuana, de exemplu, ai șanse mult mai mari decât unul care nu fumează marihuana, ca în 5 ani, de exemplu, să încerci cocaina. Sau alte eroine, sau mai știu eu ce, doamne, iată-mă, ne veni și de asta. Ce mai zice domn doctor? Utilizarea de înaltă frecvență crește, de asemenea, riscul de a dezvolta psihoza asociată cannabisului. Deci altă șmecherie, o afecțiune gravă, în care o persoană pierde contactul cu realitatea. Deci... asta se întâmplă, da. Acum, ce să mai faci cu un om de ăsta? Dacă el pierde contactul cu realitatea, ce să faci tu cu el? Ce mai faci cu el? Familia, ce mai face? Nevastă să... Copiii lui, ce mai fac, sistemul ăsta așa cu societatea, șeful lui la muncă, ce mai face cu ăla dacă ăla n-are contact cu realitatea? Hai să îi lăsăm pe ăștia în pace, că deja m-am enervat cu vrăjitoarele alea, acum mai m-am enervat și cu ăștia cu așa. Hai să vorbim de un lucru frumos și am ales special să încheiem cu căsuța lui Kevin din Singura Casă. Casa din celebru film Singura Casă este acum pe piață. Doresc să afli cât costă locuința familiei lui Kevin McAllister, se întreabă republicanews.ro. Da, dorim, uite. După 12 ani, celebrul conac din filmul Singura Casă, lansat în 1990, a revenit pe piață la un preț de 5,25 de milioane de dolari. Deci cineva l-a cumpărat acum 12 ani. Da. A stat cât a stat acolo. A stat ce a făcut pe acolo, nu știu ce, și acum l-a pus din nou pe piață cu 5,25 milioane de dolari. Bani pe care îi putem face rost de la loto. Că din altă parte n-avem. Sau loto, nu știu, de la undeva, nu știu, să jucăm, să câștigăm banii ăștia. Da? Dar n-ai de unde să faci rost de 5,25 de milioane de dolari. Deci indiferent cât ai munci, n-ai cum. Vorbesc legal. Da. Ca așa să, ai zis tu, să ne apucăm de vrăjitorie, să facem alte cele, dar poate rezolvăm. Politică, vrăjitorie și da. Situată la adresa 671 Lincoln Avenue, în eleganta suburbie Winnetka, da? Winnetka, așa zic americanii, Winnetka, din Chicago, Illinois, Statele Unite, această impresionantă locuință de 9126 de metri pătrați, ok, cam măricică, da? A fost construită în 1921 și este listată de Catherine Moore de la Don McKenna Group. Da, descrie proprietatea cu 5 dormitoare și 6 băi. Domnița a denumit-o o bucată de istorie americană. Da. Nu cred că s-a jucat cu mintele. Corect. Este o bucată de istorie, da. Da, la 9000, peste 9000 de metri pătrați, 5 dormitoare și 6 băi. Puțin, foarte puțin. Da. Exteriorul acestei reședințe în stil georgian, da, există asta, păstrează exact aspectul său din vremea când micuțul Kevin McAllister, interpretat de Macaulay Culkin, a fost lăsat singur acasă, fără intenție, pentru a se confrunta cu cei doi hoți în ajunul Crăciunului. Da, asta, stilul ăsta georgian a apărut în perioada 1714, cam așa, uite, da. Citim aici, 1830, Marea Britanie. În Marea Britanie erau, pe toți îi chema George, de acolo, din tron. Da? S-au succedat patru regi cu numele de George.
Emblematice erau clădirile din cărămidă cu arhitectură marcată de simetrie și cu elemente romane reinterpretate, precum ușile și ferestrele cu frontoane. La interior se pot observa ferestrele generoase cu profile decorative frumos ornamentate, deci fix asta este casa Joe Pesci, nu lui Kevin. Nu m-aș fi interesat. În sfârșit. Da, intru și eu acolo fără să mă mai ia miliția. Să mai sparg ăsta în cap de... Bun. În contrast, interiorul casei a suferit transformări semnificative, se mai spune, creând o nouă atmosferă de lux. Podul întunecat și înfricoșător care speria pe Kevin a fost transformat într-o suită spațioasă și luminoasă. Atenție! Ceva acolo. Da, dotat acum cu o baie completă și o cadă. Păi, dar nu mai are caracterul original. Da, asta costă 5 milioane. Restul casei a fost și remodelat în mod substanțial. De, practic, de nu mai nimic. Nu mai nimic. Tu cumperi o casă unde cândva, dar altă casă... Dar doar fațada, măcar fațada e la fel. Da. Așa, de s-a bonificat și acolo totul în mod substanțial. Da. Restul casei, camere compartimentate și vechea bucătărie întunecată cu tapet au fost eliminate. Bine, îi zic acum, observi? Da. Oarește conotații negative în descrierea casei vechi. Vechi, da? Vechi și noi o iubim pe aia veche. Păi, da? Bucătăria mică și întunecată. Da. Și da, atunci era descrisă ca fiind foarte tare. Foarte frumos. Da. Acum, ca să o vândă ăsta cu 5 milioane. Da. În locul lor au fost create spații deschise, generoase, și o bucătărie gourmet cu două insule. Nu mă interesează. Proprietatea dispunea... Ia, joacă pe asta acum. Da, nici nu mai au. Da? Proprietarea dispune acum de o cameră de zi, un imens teren de sport la subsol. Deci acolo unde cobora Kevin să spele rufele și era frică de șmecheria care se ridica din fier așa, cazanul ăla, care boilerul ăla americanesc de-al lor. Și acolo unde era, intra ăla, unul din bandiții uzi, i-a intrat un cui în talpă pe scările alea. Ai văzut cum era? Destul de... întunecat acolo, că așa e subsolul, știi? E, acum iau ce e acolo, teren de sport. Teren de sport? Nu nimic, tată. O sală de fitness complet utilată, da? Și chiar un cinematograf de ultimă generație. Bine, să nu uităm de cele 5 dormitoare și 6 băi, le-am zis la început. Dar oricum, nu mai păstrează caracterul original, de azi. Da? Adică nici dacă câștigi din vrăjitorie... Hai să terminăm cu niște imagini. Dacă tu câștigi din vrăjitorie 5 milioane și ceva de euro... Păi nu euro, mai cumpăr, dacă n-am legătură. Tot nu cumperi. Păi dacă... Hai să vedem niște imagini cu ele, ca să ne facem idee despre cât de mult s-au schimbat lucrurile de atunci. Ia. Să vedem și până acum. Asta e casa. Uite. Ok. Mă rog, suma mai avansată și de ei, la fel. Așa? Păi n-arăta așa, ce? Păi, n-arăta că era decorat cu Crăciun, cu dalea. Păi acum nu mai e Crăciunul acolo. Acum nu mai e Crăciunul. Asta e, uite, coborau copiii ăia, rudele lui Kevin, da? No, ăștia nu știu cine sunt. Nu știu cine sunt, dar nu mai. Eram interesat la un moment dat. Hai să scoatem. Mulțumim, colegi. Gata, mulțumim. Nu, a zis că nu mai luăm, nu mai. Ne mai uităm la un late show de ăsta? Da. Nu mai luăm, nu mai. Da. Deci nu mai cumpărăm, singura casă nimeni la mansardă, asta a fost tema, ați văzut de unde ne-am luat. Vrăjitoria odată ca vrăjeală, da, iată, este sancționată pentru prosteală, ne bucurăm, mai rar se întâmplă asta, dar s-a întâmplat. Am văzut cu cât se vinde și casa lui Kevin, care nu mai e casa lui Kevin, nu mai arată deloc așa. Altă vrăjitorie. Altă vrăjeală. Și ne ducem și noi la culcare, liniștiți așa. Un weekend așa cum vreți voi să fie, prieteni, ne revedem luni la RNTV. Bubanu și Pali suntem. Bye, bye. Bye.